Crimă în familie. Un bărbat din raionul Fălești este suspectat că și-ar fi ucis soția lovind-o de 6 ori cu toporul în cap. Și asta din cauză că s-ar fi supărat că femeia l-a trezit dimineața să ducă un colet la autobuz. Ajuns pe mâna poliției, suspectul a povestit cu lux de amănunte cum s-a întâmplat, precizând că după ce și-a ucis nevasta, a băut un pahar de șampanie în sat. Bărbatul în vârstă de 60 de ani le-a povestit polițiștilor cum și-a ucis nevasta. Suspectul spune că în acea zi a venit beat și s-a culcat. Dimineața de vreme, soția l-a trezit și a spus să ducă la autobuz un colet pentru fiica lor din capitală. Furios, bărbatul a luat toporul. M-am sculat și m-am dus pe toporaș. Dar știți cum v-ați dus pe toporaș? Soția deja se culcase înapoi când bărbatul s-a întors în casă cu toporul. Ofițerii de urmărire penală au stabilit că bărbatul i-a aplicat femeii 6 lovituri de topor. Ulterior, bărbatul s-a dus să bea un pahar de șampanie. Un pahar de șampanie și 100 de grame și am ieșit. Când am ieșit, cumnata plânge de afară. Ministerul de Interne a precizat că familia era cunoscută în sat drept una liniștită și nu ar fi fost cazuri în care cei doi soți, care au trăit împreună 36 de ani, să se bată.